Mulțumesc foarte mult. Horia, nu vrei să facem puțin o piesă aia acum, să o compunem pe loc? Ce-o ieși, o ieși. Aveți bandă? Domnilor maestre. Așa că hai, 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 să mai bem un pahar pentru viață. Mă așteptam ca momentul în care intru în casă, efectiv, tata să mă ia și să, nu știu, să mă arunce de la etajul 4 unde stăteam noi, pentru ce i-am făcut ei. Și în momentul în care a făcut a doua radiografie, Lori arăta perfect, era intactă. Și doctorița care a făcut lucrul acesta a zis: domnul Buble, dacă până astăzi nu credeam în Dumnezeu, astăzi mi-ați demonstrat că El există cu adevărat. Videoclipul ăsta se va da la televizor? Zice, da, se va da. Să acceptăm să vină să filmeze, că dacă se dă la televizor, poate o să ne vadă copilul nostru din străinătate, care n-o mai dat pe acasă. Și poate vine și-și vede șemineu și camera. Cânta tata o romanță, tata avea o voce extraordinară, și cânta o romanță pe care numai la el am auzit-o, dar nu mai țin eu minte versul, era așa: îmbătrânesc și vremea trece peste mine. Și nu știu ce, aș vrea să scriu cu fum albastru de țigară mii de scrisori în care să-ți vestesc că inima te cheamă iară. Hai, spune-mi ce mult te iubesc. Nu mai știu, dar era atât de frumos o cânta tata, că mereu la petreceri, că noi dădeam niște petreceri de-alea criminale, de neștia Toploieștiul, la final îl puneau să cânte asta. Apariția mea în București, la Sala Sporturilor, a fost pe Huiduiel și Fluierături. Când asta? Când m-au prezentat prima oară. În 90 și? La Sala Sporturilor. Nu mai știu când. Așa. Ceva pe vremea atunci. Aia. Că toți vreau Mirabela și eu eram între Mirabela și Dan Spătaru. Așa au gândit ei, să intru între Mirabela și Dan Spătaru. De ce nu m-au băgat la început? Nu putem să te băgăm la început. Mirabela, mă rog. Și am intrat eu. Când am intrat, nici nu mai curgea sângele. Eram rece. Eram lamă. Eram killing machine. Desigur, dacă te uiți de afară, impresia că e Caterinca. Dar jelania rămâne. Oameni sunt bărbați puternici, ei de capul lor, și nu știu cum să jelească pe genul, să zică: bă, mi-e dor de ăla, de mor. Și atunci alunecă cumva într-o Caterinca, dar știi cum e, toată lumea spune glume, dar nimeni nu râde. Am înțeles. Că Predoi s-a dus din nimic, era... și era un băiat extraordinar. Știi cum e, de mult doar de bine. Eu nu cred în treaba asta. Andreea, ai acasă multe diplome, premii. Vreau să te întreb, care este cea mai valoroasă pentru tine? Eu cred că cel mai valoros premiu pe care mie viața mi l-a oferit este fiica mea. Crede-m, în rest, toate diplomele mi-au arătat de la o etapă la alta, nu că n-ar fi importante, dar mi-au dat un imbold. Mi-au arătat că sunt pe drumul cel bun, că e bine să merg înainte, să perseverez. Însă un dar mai important decât fiica mea nu există. E cea mai mare realizare. Aduceți-mi din ceață cea mai cernită haină și aștergeți-mi pe față un văl imens de fum. A vrut să îmbrace pruncii și iată-o goală, mută, ucisă în fața noastră sub reș de rămături. Urăcean mi-aduce fierbând, greu de cucută, să-l beau să-mi stingă stila mâhnitei mele guri. O, mare! Împrumută-mi să îmbrac atale zale și înaintând cu ele, sclipind spre ucigași, să-i scuip cu milioane de valuri infernale, să-i îngenunchi în fața speranței moarte. Lași! Marea tace. Ta
așezările, pustiu. Și ucigași în taină, ca viermii grași se zbat. Grăbiță o ridice. S-o zvârle în sicriu, dar inima speranței din mâini de-a și zburat.